Can I lock the door now? It's 'cause I've gone home and soon we will too. Again, I'm falling for you. Facebook profile Viorela Nistreanu. Cu ce se ocupă Viorela? În primul rând, acum fac masterul la drept economic și pe lângă aceasta am o experiență deja de 5 ani în calitate de model. Merg la ședință foto, la prezentări. În fine, eu văd asta mai mult ca un hobby și o făceam doar pentru că, într-adevăr, îmi place. Îmi place să pozez, îmi place să ies pe scenă și așa mai departe. În prezent, eu sunt PR manager pentru revista mondenă Brilliance și îmi place mult ceea ce fac pentru că ține de comunicarea cu oameni, ține de elaborarea unor proiecte frumoase, speciale, pentru suflet. Și deci aici chiar mă regăsesc și văd un viitor. La ce visezi? Visul meu este să devin un avocat de succes. Care este cea mai atractivă parte a modelingului? Îmi place să fiu imaginea unei companii, mai ales că am avut o experiență de genul ăsta. Am avut și o experiență într-un videoclip și mi-a plăcut foarte mult experiența, a fost foarte ușor. Asta și m-a tras mereu. Pentru un model este important să obțină studii în acest domeniu? Poate este părerea mea subiectivă, dar eu consider că e nevoie și chiar e obligator, pentru că nu poți să devii un profesionist în ceea ce faci din moment ce nu ai anumite studii în acest domeniu. În fine, nu el îți dictează viitorul și nu el îți dictează cariera, totuși trebuie să ai și talent, dar anumite cunoștințe de bază, cum să mergi frumos, cum să te prezinți, cum să pozezi, anumite cunoștințe de bază, ele trebuie pentru un model. Pentru că de la o poștă se vede un model care a făcut ceva studii și a fost învățată să meargă și să pozeze și o fată care a învățat asta de la sine. Care ar fi trei reguli de bază ca să devii un model de succes? În primul rând, clar că trebuie să aibă foarte mult grijă de aspectul fizic, de felul cum arată. Somnul foarte mult contează, cu toate că multe modele cam neglijează. În al doilea rând, trebuie să fie și foarte înțeleaptă, în primul rând, pentru că să știi unde să meargă și unde să nu meargă, să fie foarte calculată în pașii pe care îi face și unde apare și unde nu apare. Și cred că a treia calitate ar fi un mod sănătos de viață, în primul rând. Clar că și să se mențină în formă, să meargă la sport, cam asta ar fi. În ce măsură sunt remunerate modelele în Moldova? Acum, cu părere de bine, noi mergem în direcția corectă. Și designerii noștri deja prezintă și haine mai frumoase, și fotografii sunt deja la alt nivel, adică totul deja are un nivel mai ridicat. Și desigur și modelele sunt remunerate pentru ceea ce fac și foarte des. Te-a ajutat Facebook-ul în cariera ta de model? Hai să fim sinceri, majoritatea modelilor din Republica Moldova primesc oricare job pe Facebook. Și asta nu este un secret, pentru că toate joburile vin de pe Facebook. Nu este ca peste hotare când joburile tale vin prin agenția de modele. Mai puțin, vin și prin agenția de modele, dar mai mult pe Facebook. De aceea, care este unica modalitate, să ai foarte mulți prieteni. Cu siguranță, asta e, după părerea mea, chiar unica sursă de a obține joburi pentru modele. Câte ore pe zi stai pe Facebook? Până ca să absolvez facultatea, puteam să zic că stăteam practic 24 din 24 pe Facebook. Mereu îmi place să urmăresc ce fac alții. Domeniul în care activez acum, ca PR manager pentru revistă, asta practic și cel mai mult și m-a ajutat. Să am un job aici, pentru că foarte mult contează să cunoști lumea mondenă. Ce nu vei posta niciodată pe rețelele de socializare? Niciodată nu am postat și nu voi posta poze în oglindă. Am selfie, clar că da, poze când eu mă uit în oglindă și îmi fac fotografii, nu? Câte selfie faci până alegi poza reușită? Independență de dispoziția de ziua aceea, de machiajul care l-am și, desigur, independență și de ținută. Pentru că e mult mai ușor să-ți faci o poză și asta o să-ți spun oricine, că e mult mai ușor să-ți faci o poză reușită când ai un machiaj perfect, o ținută și dispoziție super tare înainte de o prezentare sau înainte de un shooting. Dar la general, dacă se vorbesc, dacă e vorba de o simplă zi, cred că e nevoie de vreo 20 de încercări când reușesc să fac ceva ce îmi place. Adevăr sau provocare? Adevăr. Există prietenie adevărată între modelele din Republica Moldova? Dar eu cred că există, pentru că majoritatea prietenilor mele sunt modele.
și majoritatea din ele cu care noi petrecem timp în oraș, care mergem la shooting-uri, chiar și în concursuri de frumusețe. Și noi ne bucurăm mereu una pentru alta. Uite, când văd o fată pe care o cunosc și spun: a, te-am văzut acolo la ponte sau te-am văzut într-un videoclip, eu spun asta cu sinceritate și într-adevăr mă bucur că le-a reușit.